Bacalaureatul s-a încheiat. Absolvenții claselor a 12-a mai au un hop de trecut afișarea rezultatelor. Prezența candidaților la ultima probă scrisă a bacalaureatului a fost de 91,59% în județul Suceava. Cei mai mulți au ales să susțină probe scrise la biologie, geografie și logică. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Cezar Anuței, a declarat că la proba de alegere a profilului și specializării fizică, biologie, chimie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filozofie, care s-a desfășurat joi, s-au înscris 5.232 de candidați, alți 226 de candidați au susținut proba în serii anterioare și au solicitat recunoașterea probei. Din cei înscriși s-au prezentat la această Probă 4792 de candidați, din care 22 au susținut proba scrisă la filozofie, 70 la psihologie, 82 la sociologie, 14 la economie, 1148 la logică, argumentare și comunicare, 1158 la geografie, 348 la informatică, 151 la chimie, 222 la fizică și 1577 la biologie. De la ultima probă a bacalaureatului au absentat 440 de candidați. Potrivit calendarului examenului național de bacalaureat, afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 4 iulie. În aceeași zi se pot depune contestații. Afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie.